Bine ați venit, dragilor, să ne închinăm lui Dumnezeu. Bunătatea lui ține în veci față de noi și în fiecare dimineață Dumnezeu ne aduce aminte că El este credincios și că dragostea lui ține etern pentru noi. Dumnezeu ne iubește în fiecare zi și astăzi El ne iubește. Amin? Hai să ne ridicăm și să cântăm despre faptul că Dumnezeu este credincios în dragostea Lui pentru noi, poporul Lui. Hai să cântăm Lui. Pentru dimineața asta de mai pe care El ne-a dat-o.
Hai să lăudăm pentru dragostea Lui eternă pentru fiecare de noi. Să ne rugăm împreună. Mulțumim pentru dragostea ta care ține în veci. Lăudăm numele tău astăzi, îți cântăm cu toții și spunem că tu ești Dumnezeul nostru. Și ție ne închinăm cu bucurie astăzi. Hai să citim din cuvânt. Biserica noastră este în cartea Doi Împărați în această perioadă. Și zilele acestea l-am întâlnit pe un împărat care nu seamănă cu ceilalți împărați. Într-un peisaj sombru cu împărați răi care au făcut ce este rău, iată-l pe Ezechia, un împărat care este după inima Domnului și care seamănă cu David, prototipul împăratului bun. Ezechia primește o scrisoare de amenințare din partea dușmanului, din partea împăratului Asiriei. E o scrisoare care trebuie să-l tulbure, pentru că asirienii deja au câștigat o parte de teritorii. Și în fața acestui moment, în 2 Împărați, capitolul 19, cu versetul 19, Ezechia face ceva ce aș vrea să facem și noi astăzi, noi care suntem la închinare. Vine cu scrisoarea, în mod fizic, înaintea lui Dumnezeu în templu și o spune. Și o expune în fața lui Dumnezeu și se roagă. Hai să vedem cum se roagă Ezechia, capitolul 19, versetul 15. Doamne, Dumnezeul lui Israel care șezi pe heruvimi. Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împărățiilor pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschide-ți ochii și privește. Auzi cuvintele lui Sanherib care a trimis pe Rabșache să batjocorească pe Dumnezeul cel viu. Da, Doamne. Este adevărat că împărații Asiriei au nimicit neamurile și le-au pustit țările și că au aruncat în foc pe dumnezeii lor. Dar ei nu sunt dumnezei, ci erau lucrări făcute de mâna omului. Erau lemn și piatră și i-au nimicit. Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib ca să știe toate împărățiile pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Amin. Poate că astăzi tu n-ai o scrisoare de amenințare din partea unui împărat, dar poate că ai un diagnostic care nu te face fericit, poate că ai o factură care este grea, sau poate că ai primit vestea că ți-ai pierdut serviciul, sau poate că ți-e teamă de atâtea alte lucruri, de familie, de copii, de situație economică, de războiul de la granițe și așa mai departe. Și în această zi învățăm de la Ezechia să venim cu această scrisoare pe care este scris diagnosticul nostru, nemulțumirea noastră, ceva ce are menirea să ne împovăreze și să venim în fața lui Dumnezeu. Și uitați cum începe Ezechia. Începe cu imaginea lui Dumnezeu. Doamne, Tu ești Dumnezeu. Ești deasupra heruvimilor. Atunci când ne rugăm, e atât de important să nu uităm cine este El. Pentru că diavolul ăsta vrea să ne fure pe Dumnezeu, să ne știrbească imaginea Lui. Și hai să cântăm despre faptul că Dumnezeu este tăria noastră. Atunci când neguri se adună în jurul nostru, atunci când armate parcă ne înconjoară, Dumnezeu e tăria mea. Spuneți asta împreună cu mine. Dumnezeu e tăria mea. Și încă o dată, Dumnezeu e tăria mea. Hai să cântăm. Pregătit pentru război, simți că sufletul se zbate prins în cursa grea.
rugăciune și aștepta ajutorul slavei Dumnezeu. E tăria mea, Dumnezeu, e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu, e tăria mea. Dumnezeu are puterea sus în cer și pe pământ, Dumnezeu e tăria mea. Este scris și în cuvânt, Dumnezeu e tăria mea. Încercarea când e mare și se pare că mă îngroapă, întunericul e gros și nu mai pot vedea. Deci și fruntea și genunchii și mina spre cerul, Duhul Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. E tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Să venim cu scrisoarea noastră și să o punem în fața lui Dumnezeu, în templul lui. Și pe scrisoarea aceea știi tu ce scrie. Roagă-te lui și începe cu imaginea lui. Doamne, tu ești singurul Dumnezeu. Nu eu sunt Dumnezeu, ci tu ești. Nu boala mea e Dumnezeu, ci tu ești. Nu Putin este Dumnezeu, ci tu ești Dumnezeu. Tu ești deasupra heruvimilor. Și spune despre ce scrie acolo în scrisoarea ta. Hai să vorbim cu el împreună. Thank you.
m-ai scos la loc larg, pentru că mă iubești.
Doamne, Tu ești Dumnezeu peste întreg pământul, peste orice neam, peste orice țară. Ești Dumnezeul nostru. Noi nu suntem Dumnezei, dar Tu ești Dumnezeu. Boala nu e Dumnezeu, dar Tu ești Dumnezeu. Temerile noastre nu sunt Dumnezeu, dar Tu ești Dumnezeu. Tu stai deasupra heruvimilor. Te slăvim pe Tine, Doamne, astăzi. Primește închinarea noastră și Te rugăm, pleacă-Ți urechea spre nevoile pe care le-am înălțat spre Tine astăzi și ascultă-ne din cerul Tău, Doamne. Te rugăm, fă ca ochii Tăi să privească spre noi, spre nevoile pe care le purtăm astăzi. Și ne rugăm ca Tu să răspunzi după mila Ta, după îndurarea Ta, Hristos. Ne rugăm să pui capăt războiului din Ucraina. Te rugăm să Te înduri de oamenii care suferă acolo. Te rugăm, Doamne, oprește acest război. Ne rugăm pentru toți cei care sunt printre noi din Ucraina, ca Tu să-i întărești, să-i încurajezi, Doamne, să le lași pace. Ne rugăm pentru cei care lucrează cu refugiații din biserica noastră, să întărește, Doamne, dă-le puterea Ta. Și ne rugăm să celebrăm sfârșitul acestui război împreună și a Ta să fie gloria, Domnul nostru, în veci de veci. Amin. Puteți să ocupați locurile? Salut și eu în această dimineață pe toți și ne bucurăm că suntem aici, fiecare dintre noi, în locul acesta, o biserică atât de frumoasă, într-un loc atât de frumos. Că s-au născut în familia noastră cei doi băieți ai noștri, totul s-a schimbat. Ritmul familiei noastre a fost dat peste cap cu totul și eu ca și tată, ca și bărbat și Nicoleta ca și mamă, ca și soție, totul s-a schimbat în familia noastră. Noi bărbații înțelegem atunci când sunt aceste schimbări cu totul diferit decât mamele noastre, soțiile noastre. Și de obicei când se întâmplă așa ceva și vin copii în familia noastră, noi percepem, wow, trebuie să muncesc mai mult. Așa, Sorin? Trebuie să aduc bani mai mulți acasă, trebuie să-mi iau ceva suplimentar pentru că am de întreținut o familie. Trebuie să port de grijă copiilor mei, familiei mele și această presiune a fost și pe umerii mei când s-au născut cei doi băieți în familia noastră. Pe de altă parte, Nicoleta a perceput diferit această schimbare în familia noastră și a trebuit de mai multe ori să iasă din serviciu, să se oprească cu slujba ei. Ce frumos, foarte frumos. Și în felul acesta să se ocupe doar de copii, să se dedice copiilor și creșterii lor, să asigure liniștea și armonia care sunt atât de necesare fiecărui cămin. Mi-amintesc de o perioadă foarte deosebită din familia noastră, când eram destul de îngrijorați cu ceea ce poate mulți dintre dumneavoastră sunteți, și anume problemele curente, adunasem niște datorii și ne gândeam oare ce ar fi să merg pentru o perioadă de timp afară și să lucrez. Asta însemna să lipsesc din mijlocul familiei și pentru o perioadă de timp doar soția împreună cu cei doi copii să rămână acasă. Din discuțiile pe care le-am avut și din momentele în care aveam discuții de genul acesta, participau la un moment dat și băieții noștri și Nate a auzit. Și a spus la un moment dat că dacă până acum Dumnezeu v-a purtat de grijă și ați avut tot ce înseamnă mâncare, hrană, îmbrăcăminte, un loc unde să puteți dormi, de ce acum vă îngrijorați cu privire la viitor? Și Nicoleta a început să explice, știi, dar trebuie să plece tata de acasă pentru ca să putem să ne acoperim datoriile. Și l-a pus să aleagă, ce zici, dacă ar fi să ai mai multe lucruri tu ca și copil, să te bucuri de lucrurile acestea sau să fie tata acasă, ce ai alege? Știți care a fost răspunsul lui? Îți prefer să rămână tata acasă. Bine, Nati. Fără să stea pe gânduri, a spus lucrul acesta și îmi imaginez că toți copiii își doresc ca tații să fie în case, să fie acasă, să fie în mijlocul familiei. Ca orice părinte știu că și tu ești preocupat de binele familiei tale.
de creșterea sănătoasă și armonioasă a copiilor tăi. Știu că ești bunic și îți dorești așa de mult ca nepoții tăi să fie sănătoși, să fie binecuvântați de Dumnezeu și să crească într-un mod armonios. Ca și părinți și bunici, cât suntem astăzi aici, știu că ne rugăm pentru mântuirea copiilor noștri. Câți dintre voi vă rugați pentru asta? Extraordinar! Toți ne rugăm pentru mântuirea celor dragi ai noștri, a copiilor noștri și a nepoților noștri. Și vrem să expunem copiii noștri la adevărul Evangheliei, să-L aducem pe Iisus Hristos în centru vieții lor. Vrem ca Evanghelia Domnului nostru Iisus să fie înțeleasă de ei și să fie prezentată într-un mod atractiv. Ne încurajăm copiii să participe la tabere de zi, la tabere de engleză, la grupe, la toate activitățile pe care Biserica Emanuel le organizează, pentru că în felul acesta, din punct de vedere spiritual, sunt ajutați. Un alt domeniu foarte important este domeniul prietenilor copiilor noștri. Avem grijă cine sunt prietenii copiilor noștri și ne interesează cine sunt cei din grupul copiilor noștri, cu cine se întâlnesc ei. Pentru că în lumea aceasta au apărut tot felul de rechini, tot felul de persoane care se arată binevoitoare la suprafață, dar profită de inocența și naivitatea copiilor noștri. Prin tot ceea ce facem noi ca și părinți și bunici, vrem ca ai noștri copii să fie influențați de Evanghelie. Ar vrea să felicit acum părinții care au fost cu copiii lor în expediția aceea pe data de 7 mai la Muntele Măcin. N-am spus prea multe lucruri despre ei, dar uitați aici. Și apreciez așa de mult părinții care și-au făcut timp pe data de 7 mai, tăticii, să fie în această expediție pe munte și să petreacă o zi întreagă, poate unii dintre ei chiar mai mult, împreună cu copiii lor. Un moment atât de frumos pe care biserica noastră l-a organizat. Uitați-i, este Octav, Liviu, Flavius, Bogdan, Ionuț, Mihai, Petrenco, Marius, Nichi, Pavel, Andy, Neluțu, Daniel și mai erau câțiva, nu-i așa, care s-au pierdut pe drum, corect? Au obosit. Și Cristi a fost, da. Cristi Chelareu. Și cine a mai fost atunci? Marian Bujilă, care nu este în poză. Costel. Liviu Pazargic. Ok. Vreau să-i felicităm pe acești tătici care au investit o zi întreagă în viața copiilor lor și să haideți să-i aplaudăm. Și pentru că v-ați plâns că nu v-am chemat pe scenă în ziua de 8 mai și a spus pe noi, nu ne bagă în seamă și uitați că activitatea aceasta, de fapt, a slujit scopului pe care noi l-am avut în data de 8 mai, a zilei Tatălui. Aș vrea să vă invit acum aici lângă mine și vreau să vă dau un cadou din partea bisericii noastre pentru ceea ce ați făcut. Ia uitați cât e de mare cadou, așa că veniți repede aici lângă mine ca să vă apreciem, dragi tătici. Hai, luați-vă voi de aici, că știu că vă descurcați. Marius Modiga îmi spune Pavel că trebuie să vină și el. Puteți să mai stați aici puțin. Alegeți, puteți să alegeți. Știți că noi bărbații ne plângem mai mult decât se plâng doamnele. Ok. Am 20, sper să ajungă. Aș vrea să vă felicit pentru ceea ce voi faceți în familiile voastre. Și lucrând cu familiile tinere, mi-am dat seama că există o schimbare de paradigmă care se întâmplă astăzi în noi bărbații, în generația tânără. Și anume, sunt foarte preocupați de copiilor și normal. Își dau interesul să investească în relația tată-copil, pe lângă purtarea de grijă, ceea ce înseamnă cheltuielile respective în familie și petrecerea unui timp de calitate părinte-copil, tată-copil. Și lucrul ăsta este extraordinar. Creează în inima copilului o siguranță, o stabilitate și o bază bună pentru viața lor ca și adolescent, ca și tânăr și viitor adult. Felicitări tuturor pentru ceea ce ați făcut.
Vă rog să mergeți la loc, mulțumesc foarte mult. Am participat la o altă întâlnire a taților, de la Proveri, a taților care au copii la after school la Proveritas și am fost încântat să văd acolo tați care au venit la această întâlnire tot cu ocazia zilei tatălui și am avut o discuție pe tema aceasta, tată online, tată offline. Și accentul s-a pus pe prezența tatălui în mijlocul familiei. Și i-am întrebat cum petrec timp cu copiii lor și am apreciat faptul că fiecare dintre ei își dă interesul să fie în mijlocul familiei, dar nu offline. Să fie pur și simplu prezent și să facă activități cu copiii lor. Și din nou lucrul acesta este extraordinar. Să vezi tați care sunt preocupați pentru binele copiilor lor. Dragii mei, suntem mulți dintre noi astăzi părinți aici și bunici și vrem să le oferim copiilor noștri toată atenția noastră. Suntem preocupați să vedem cum ei cresc într-un mod sănătos și iubesc pe Dumnezeu. Copiii noștri sunt, de fapt, cele mai fragile ființe din lume, din lumea aceasta plină de ură, plină de răutate, în lumea aceasta când cei mici suferă chiar acum din cauza aceasta războiului. Și nu cred că există preocupare mai mare pentru noi ca și părinți decât să ne investim în copiii noștri și să-i vedem pe aceștia că îl urmează pe Domnul nostru Iisus Hristos. Vrem copiii noștri să fie în rai, să fie în împărăția lui Dumnezeu, să fie pentru o eternitate cu Dumnezeul nostru. Aceea, titlul mesajului de astăzi este acesta, raiul este al copiilor. Împărăția lui Dumnezeu este a celor mici, este a copiilor. Raiul este pentru copii. Și vreau să citim pasajul biblic, să vedem preocuparea Domnului nostru Iisus Hristos pentru cei mici. Am vorbit cu Gianina să îl trimite pe Abi, am aici, să vedem dacă vine. Nu vrea. Vrea? Ok. Mai e vreun copil pe aici și ar vrea să vină aici lângă mine, să-i dau ciocolată? Am altceva pentru el. Hai, un nou Kinder. Vei? L-aș chema pe Tavi, dar nu pot să-l țin în brațe. Hai, Abel, vin aici la mine, lângă mine. S-a împiedicat. Ok. Elias? Ah. E prea mic. Ok. Haideți să ne uităm în textul biblic din Evanghelia după Luca, capitolul 18. Mi-a rămas mie o Kinder. Versetul 15. Și vedem aici preocuparea Domnului față de cei mici, față de copilași, față de bebeluși. Și lucrul acesta este extraordinar. De fapt, responsabilitatea noastră ca și părinți, ca și bunici, vine din responsabilitatea lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi. Noi purtăm imaginea aceasta a preocupării pe care Dumnezeu, Iisus Hristos, o are față de fiecare dintre noi. De aceea suntem buni, de aceea putem să iubim, de aceea putem să avem milă, pentru că Dumnezeu are toate acestea. Pe El îl caracterizează în primul rând și ne-a dat și nouă câteva din trăsăturile sale, la un nivel, bineînțeles, mult mai mic. Iată ce face Domnul nostru cu copilașii. Evanghelia după Luca, capitolul 18, începând cu versetul 15. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care îi aduceau. Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Amin. Contextul mai larg pe care îl găsim în pasajul acesta biblic din Evanghelia după Luca este contextul subiectului împărăției lui Dumnezeu.
Evanghelistul Luca prezintă subiectul acesta preferat al raiului, al împărăției lui Dumnezeu în cartea sa. Și în pasajul precedent, în capitolul precedent, în capitolul 17, versetul 20, Luca prezintă întrebarea aceasta a fariseilor: când va veni împărăția lui Dumnezeu? Iar Domnul Iisus le răspunde fariseilor: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile, nu se va zice uite-o aici sau uite-o acolo, căci împărăția lui Dumnezeu, spunea Mântuitorul, este în lăuntrul vostru. În capitolul 18 de Evanghelia după Luca, versetul 28, ucenicii îl întreabă pe Domnul: Doamne, noi am lăsat totul și Te-a urmat. Vrei să vii Tu aici, Mabel? Doamne, noi am lăsat totul și Te-am urmat. Ce vom avea? Răspunsul Domnului este: adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau nevastă sau frați sau surori sau copii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum și în veacul viitor viața veșnică. Pii la mine în brațe? Imediat îl dea. Vrei ouă, îți dau ouă? Da. Vreau să recitesc pasajul Bibliei din Luca 18 și îmi imaginez ceva de genul acesta: când Domnul Iisus era cu cei adulți și deodată au venit copiii și au întrerupt ceea ce se întâmpla acolo. Iisus i-a adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe cei care îi aduceau. Iisus a chemat la Sine pe copilași și a zis: lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Mulțumesc, mulțumesc acum. Hai să aplaudăm pe Mabel. Spuneam, contextul este cel al raiului și raiul este o temă preferată a evanghelistului Luca, a împărăției lui Dumnezeu. Și întrebarea se pune: cine va intra în rai? Cine va intra în împărăția lui Dumnezeu? Ce îl face pe om să fie acceptat de Dumnezeu să intre în rai? Am văzut data trecută că fariseul n-are nicio șansă să intre în rai prin eforturile sale, pentru că el privea cu dispreț pe cei din jur. Chiar în rugăciunea sa se lăuda înaintea lui Dumnezeu cât de bun este el, cât de moral este. Vreau să reținem câteva aspecte ce țin de rai și împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, raiul nu se câștigă prin merite personale. Raiul nu se câștigă prin reușite sau prin merite omenești. Raiul nu se câștigă prin religie, prin ceea ce putem face noi, prin ceea ce noi putem respecta, legea morală, ceremonială, de orice natură ar fi ea. În al doilea rând, raiul nu aparține celor care se auto-îndreptățesc, celor care se laudă cu moralitatea lor spunând cât de bun sunt ei. Raiul nu se poate câștiga prin fapte bune. Nu există o faptă bună pe care să o fac eu suficient de bună și Dumnezeu să privească la viața mea și să spună: pentru că ai făcut această faptă bună, vei intra în rai. Raiul nu aparține celor ipocriți, celor care își mulțumesc conștiința spunând: am o viață de duminica și am o viață de luni până sâmbătă.
o viață dublă. Și întrebarea se pune, dar cui aparține raiul sau împărăția lui Dumnezeu? Cine sunt cei care pot intra în rai? Cei smeriți vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Cei care sunt zdrobiți, cei care recunosc că nu pot face nimic pentru a câștiga mântuirea sau raiul. Pentru că raiul se primește în dar de la Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este acelora care recunosc că nu pot face ceva ca să câștige acest statut înaintea lui Dumnezeu. Și Luca așează așa de bine imaginea aceasta a copiilor, confirmând adevărul acesta pe care noi astăzi îl avem înaintea noastră. Ia copiii în brațe și spune, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Șoc total pentru farisei, șoc total chiar și pentru ucenici. Doamne, cred că ai greșit. Cum adică? Raiul nu este a celor care au bani? A celor bogați? Pentru că bunătatea este, bogăția este de fapt un semn al bunătății lui Dumnezeu. Cum adică raiul nu este a adulților, doar a lor? Pentru că ei pot să se auto-îndreptățească, ei pot să aibă reușite, ei pot să facă fapte bune? Nu este a fariseului acestuia? Nu! Raiul, spune Mântuitorul, este a unora ca ei. Raiul este al copiilor. Iar afirmația care urmează, afirmația solemnă din Evanghelia după Luca, capitolul 18, spune, adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Cuvintele acestea Domnului Iisus despre copilași ne oferă de fapt al doilea exemplu despre atitudinea esențială pe care noi, adulții, trebuie să o avem ca să putem primi harul lui Dumnezeu. Nimeni nu ilustrează mai bine că doar cei smeriți vor intra în rai decât o poate face un copil. Nimeni nu ilustrează mai bine că nu poți nimic, nu poți să faci ceva pentru a câștiga mântuirea decât o poate face un copil. Prezența copilului, prezența copiilor în împrejurarea aceea devine o ilustrație perfectă a modului în care Dumnezeu mântuiește. Iar farisei și toată elita religioasă a vremii de atunci încercau să câștige împărăția lui Dumnezeu prin propriile lor eforturi morale, religioase. Și ei sunt complet excluși. Iisus spune că bebelușii vor fi incluși în rai, în împărăția lui Dumnezeu, oamenii care se apropie de Dumnezeu să primească darul lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Și aceasta este o declarație dramatică. I-a șocat pe oamenii de atunci și, de fapt, ne șochează și pe noi astăzi. Rețineți, sistemul acesta pe care noi l-am creat oamenii prin fapte, neprihănire, realizări religioase, devotament, nivel spiritual, acest sistem pe care noi, oamenii, ne bazăm pentru că vrem să fim acceptați de Dumnezeu, este un sistem fals. Credem că dacă vom face ține sistemul acesta, vom fi acceptați și primiți de Dumnezeu. El ne va ierta și El ne va oferi un loc în rai. Este fals. Acest sistem este un sistem păgân care s-a infiltrat și în mintea ucenicilor. Iar ucenicii au spus, fără copii, vă rugăm, fără copii. I-au certat pe cei care îi aduceau. De fapt, scopul acestei aduceri era acela de a fi binecuvântați de Iisus, de a fi atinși de El. Cel mai probabil erau părinții acestor copii care își doreau așa de mult să fie în prezența lui Iisus și să fie binecuvântați de El. Iar evanghelistul Matei adaugă, scriind despre această întâmplare, că să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Mustrarea aceasta a ucenicilor era nejustificată și n-a adus niciun rod, niciun rezultat.
Dar de fapt nu este pentru prima dată când ucenicii se poartă ca niște bodyguards în jurul Mântuitorului ca să îl scape pe Domnul Iisus de oameni. Ei au vrut să trimită mulțimea aceea flământă departe de el, dar Domnul Iisus i-a hrănit. A încercat să oprească pe femeia aceea cananită ca să n-ajungă la Iisus, dar Iisus i-a răspuns rugăciunii ei. Ei n-aveau compasiunea pe care Domnul Iisus o avea față de oameni. Și au crezut cel mai probabil că este o pierdere de timp, un deranj și că cei mici nu pot obține vreun rezultat din partea Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru ucenici a fost doar un deranj, o întrerupere într-o zi încărcată și i-au certat pe cei care îi aduceau. Doamne, fă gălăgie! Nu-i vezi? Ne tulbură! Suntem deranjați. Nu uita că și tu ca adult ai fost cândva copil și ai deranjat pe alții. Chiar dacă fac gălăgie, spune Mântuitorul, lăsați-i să vină la mine și nu-i opriți. Dragii mei, nimeni n-ar trebui să fie vreodată oprit sau descurajat să vină și să fie adus la Iisus sau să fie adus la Iisus. Suntem așa de prinși în proiectele noastre de adulți, încât suntem neatenți la oamenii de lângă noi. Suntem preocupați să ne ducem proiectele noastre până la capăt și vrem să ne asigurăm că nimeni nu-L deranjează pe Iisus. El trebuie să fie protejat, El are nevoie de liniște. Și vreau să vă spun ceva, copiii de lângă noi, cei pe care Dumnezeu i-a lăsat în viața noastră, doresc să ne jucăm cu ei. Doresc să petrecem timp cu ei. Vor să facem grătare cu ei. Pentru că, ca să ne pună întrebări, pentru a ne vedea așa cum suntem, dar noi avem treburi mult mai importante pe care trebuie să le facem. Suntem mari, suntem adulți, și îl ținem pe Iisus departe, protejat de viețile copiilor. Domnul Iisus spune, lăsați-i să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Doamne, nu este a celor bogați? Nu este a celor care respectă legea? Nu este a celor care sunt buni ca fariseul acesta? Nu. Raiul este a unora ca ei, spunea Mântuitorul. Raiul este al copiilor. Evanghelia ne prezintă pe Domnul Iisus că este mâniat în două situații. Știți care sunt acestea în textul de astăzi? Iisus îi ceartă pe cei care au oprit pe părinți ca să-i aducă pe copiii la binecuvântare, să se atingă de ei. Și a doua situație când Domnul nostru se mânie este situația din templu. Acolo, când intră în templu, vede toate murdăriile care se întâmplau și scoate afară pe schimbătorii de bani și spune, casa tatălui meu este o casă a rugăciunii pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iar Domnul nostru se oprește și ia pe copii în brațe și binecuvintează. Era în misiunea sa spre Ierusalim. Trebuia să meargă la Golgota, unde urma să fie răstignit pentru păcatele lumii întregi și își face timp, se oprește în dreptul copiilor și îi binecuvintează. Dar de ce raiul este a unora ca ei? Ce au copii în particular și nu avem noi, adulții? Vreau să răspundem la această întrebare. Au o credință necondiționată. Ei nu spun condiții. Mai pun, nu? Pentru ei, mama e mama, care le rezolvă pe toate, are grijă de toate și tata e tata. Cel mai puternic este tata și când tata promite ceva, el se ține de cuvânt și are puterea să împlinească. Cea mai mare dezavăgire pe care am făcut-o, băieților, este că nu m-am ținut de cuvânt, că le-am promis ceva. Când tata promite ceva copilului, copilul știe sigur
care puterea tata să facă ceea ce a spus și se va ține de cuvânt. De câte ori ai pus condiții lui Dumnezeu? Doamne, eu vin la tine, eu i-am pus condiții lui Dumnezeu. Doamne, te voi sluji, dar aș vrea să învățăm de la copii să nu-i mai punem condiții lui Dumnezeu, căci El nu e om să-L ducem de nas cum vrem noi. Indiferent ce se întâmplă, noi trebuie să avem o credință, o încredere deplină, ca și un copil, în făgăduințele lui Dumnezeu, în promisiunile sale, în ceea ce spune Dumnezeu că suntem, în ceea ce spune Dumnezeu că ne va folosi pentru slava sa. Ce au copiii, în particular? Au o credință, o încredere neclintită, fără condiții, dar și o iubire necondiționată. Mama, te iubesc sincer. Și atunci când îți spune un copil că te iubește, chiar acea iubire este o iubire sinceră din partea lui, fără condiții, fără așteptări. Domnul nostru Iisus, după ce este după evenimentul în care învie dintre cei morți, îl întâlnește pe Petru și îi spune: Petre, agape, Petre, mă iubești necondiționat? Trei ori aceeași întrebare: Petre, agape. Iar el răspunde: Doamne, nu pot să te iubesc agape. Pot să te iubesc doar fileo, doar ca un prieten. Nu pot, n-am cum. Dar Biblia ne spune că Dumnezeu iubește lumea agape, în mod necondiționat. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și aceasta este dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, care s-a manifestat în Fiul Său Iisus, care a venit și a murit pentru păcatele noastre, a înviat a treia zi, precum am zis, iar acum este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru fiecare dintre noi. El este Mântuitorul lumii, Salvatorul vieților noastre. De aceea raiul este al copiilor, prin credința în Fiul lui Dumnezeu, în ceea ce a făcut El la cruce pentru fiecare dintre noi. Ce au copiii și n-avem noi? Ei primesc ceva datorită relației. Identitatea lor se definește în cadrul relației de acasă. E al meu. De asta am grijă de el. E a mea, e fiica mea. Ei primesc pentru că sunt ai noștri. Sunt complet dependenți de părinți. Dar Marius este în brațele lui Sorin. Este complet dependentă de el acum. De ceea ce Andreea face și investește zi de zi în viața ei. Așa vrea Dumnezeu să fim și noi în brațele sale. Complet dependenți de el. Ce au ei și ce nu avem noi? Ei nu refuză niciodată cadourile. Ați văzut un copil care refuză cadourile? Eu n-am văzut. Când Dumnezeu vrea să ne ofere mântuirea în dar, noi trebuie să întindem mâna și să o luăm. De aceea raiul este al copiilor. Pentru că ei nu pot face ceva ca să ajungă la acest statut. Copiii reprezintă un exemplu perfect că raiul se dobândește prin credința în Iisus Hristos și Dumnezeu îi salvează pe păcătoși în afara realizărilor sale. Aș vrea să te invit, dragul meu, ești adult astăzi aici, ești părinte sau bunic, ești tânăr, aș vrea să te invit să înveți de la copii. Adu-ți aminte de vremurile acelea când totul era posibil. Când aveai credința aceea în puterea părinților tăi, în puterea tatălui și în grija mamei, nu te mai interesa de bani, nu te mai interesa de absolut nimic. Primeai totul de la sine pentru că aveai părinți. Adu-ți aminte de vremurile acelea când totul era posibil. Smerește-te precum un copil și primește darul vieții veșnice. Nu poți să faci absolut nimic pentru el. Trebuie doar să crezi în Iisus,
să vii la Iisus și șansa vieții noastre este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El a murit pentru păcatele noastre și Dumnezeu ne numește pe noi adulții copii. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prin deschiderea aceasta a copiilor, prin credința lor, copiii devin imagini veritabile despre ceea ce înseamnă să devii un copil al lui Dumnezeu. Copiii sunt exemple de credință și de receptivitate față de cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să te întreb astăzi, cât de receptiv ești la cuvântul lui Dumnezeu? Știu că vii aici de mult timp și te gândești că mai ai vreme să te întorci la El și că nu este vremea acum să faci pasul acesta, să încheie un legământ cu El, să te dedici Lui. Dar dacă ar fi un copil în locul tău, pasul acesta El ar face imediat. Nu și-ar pune problema să mai amâne, ci pur și simplu ar decide astăzi să se întoarcă la El și să primească prin credință darul vieții veșnice. Tragedia este că dacă cineva refuză să vină la Dumnezeu în termenii aceștia, nu va fi primit în rai. Iată ce spune Mântuitorul. Oricine nu primește împărăția lui Dumnezeu ca un copil, cu niciun chip nu va intra în rai. Înțelege astăzi că nu poți face nimic fără Dumnezeu. Și El astăzi îți vorbește ca să fii receptiv la dragostea sa față de tine, să nu-i întorci spatele spunând că altă dată mai am timp. Te invit astăzi să lași scepticismul tău și să privești la Mântuitorul Iisus Hristos prin ochii unui copil. Raiul este al copiilor. Încrede-te în El, în promisiunile sale, fără să pui vreo condiție lui Iisus. Luca nu ne spune ce s-a mai întâmplat. Dacă chiar Iisus i-a luat în brațe pe copiii aceștia și i-a binecuvântat, dar în schimb găsim în celelalte evanghelii că așa s-a întâmplat, i-a luat în brațe și a pus mâinile peste ei și i-a binecuvântat. Iar ei au primit ceva din partea lui Iisus, au fost binecuvântați. Ar vrea să-ți aduc aminte de o pildă pe care Domnul nostru Iisus o spune în evanghelii, acum în încheiere, pilda fiului risipitor. Acest tânăr rebel a vrut să plece de acasă, fiul cel tânăr, și a cerut tatălui parte de avere și s-a dus în lumea largă și a cheltuit tot ceea ce avea. Când a ajuns în starea disperată, nu mai avea nimic, nu mai avea ce să mănânce, nu mai avea prieteni, era singur, a luat o decizie pentru viața lui și a zis, știu ce am să fac, am să mă întorc acasă la tata, în rai. Pentru că acasă la tata și argații au ce să mănânce și aș vrea să mă întorc în grija tatălui. Și ia decizia aceasta, se ridică și pleacă spre tatăl. Și ce este frumos este că tatăl îl aștepta, își aștepta copilul care a fost pierdut, care a plecat de acasă. Și când cei doi se întâlnesc, tatăl își îmbrățișează fiul pierdut și anunță o sărbătoare pentru că acest fiu s-a întors acasă. A fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Dragul meu, atunci când tu te întorci la Dumnezeu, ca și fiul acesta pierdut în lumea noastră, când recunoști în viața ta că acasă tata are grijă de tine și că tu poți deveni un copil al său, se întâmplă ceva în inima ta și în viața ta. Un copil se naște în tine. Ești transformat, se întâmplă ceva în sufletul tău și ceea ce Biblia numește este nașterea din nou, care se întâmplă în viața unui adult atunci când el se întoarce la Iisus. De aceea, sistemul de credință pe care noi vrem să ne bazăm viețile noastre este acest sistem, credință în Iisus Hristos, iertarea păcatelor noastre, naștere din nou și avem un loc rezervat în rai. Nu sistemul acela pe care noi
ne-l impunem prin fapte, prin neprihănire, prin devotament, printr-un nivel spiritual, ca să fim acceptați de Dumnezeu. Ci raiul este al copiilor, pentru că se întorc acasă la tata. Și în viața celor care se întorc, se întâmplă cea mai mare minune în viața unui adult. E nașterea din nou, e transformarea aceea pe care cuvântul și Duhul lui Dumnezeu, de aceea raiul este al copiilor, al copiilor lui Dumnezeu, al oricărui adult care se întoarce din starea de păcat și recunoaște că există o singură cale de a fi mântuiți. Domnul nostru Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu, spune Biblia, are viața. Cine nu l-are pe Fiul, n-are raiul, n-are viața veșnică. Raiul este al copiilor, al adulților care au devenit copii ai lui Dumnezeu prin nașterea din nou, prin credința în El, într-un mod deplin și într-un mod complet. Dragii mei, doar Iisus Hristos ne poate mântui. Vreau să spun că și în această zi, raiul este al tău. Sau raiul poate fi al tău. Acea relație cu Dumnezeu, atunci când va veni El să termine lumea aceasta și suferința, va fi completă, relația aceea va fi sublimă. Nu vom mai avea nicio barieră, așa cum Iisus a luat în brațe copilașii și i-a binecuvântat, în vremea aceea când vom fi în rai, într-un mod complet și deplin, în brațele lui Iisus. El va avea timp pentru fiecare dintre noi. Îi vei putea îi pui tot felul de întrebări. De ce atâta suferință? De ce război? Nu vor mai fi lacrimi acolo. Nu va mai fi război. Nimeni nu va mai suferi din cauza păcatului. Nu va mai fi durere. Nu va mai fi invaliditate. Nu va mai fi cancer. Totul va fi perfect. Te invit să iei decizia de a-L urma pe Iisus cu toată inima ta și de a-ți rezerva un loc în rai. El se primește, nu se dobândește, nu se câștigă. Și aș vrea să îți faci bine socotelile și să te asiguri că Iisus Hristos te-a primit și te-a iertat, nu prin ceea ce poți face tu, ci prin ceea ce a făcut El pentru tine. Vreau să plecăm toți cu toții capetele și să avem un moment de rugăciune, fiecare dintre noi. Vreau să privești la viața ta, la umblarea ta, la tot ceea ce faci, la modul în care te raportezi la Dumnezeu și să îți pui întrebarea aceasta. Oare umblu eu cu adevărat cu Iisus? Sau mi-am creat poate un sistem personal de auto-îndreptățire? Te invit să vii la Iisus așa cum ești și să recunoști că doar prin credința în El poți să fii mântuit. Doar prin ceea ce a făcut El la cruce pentru noi putem fi iertați și salvați. Altfel, jertfa lui Hristos ar fi zadarnică. Am devenit legaliști. Am devenit persoane care ne-am interesat într-un mod personal de veșnicia noastră, dar prin ceea ce facem noi, nu prin ceea ce a făcut El pentru noi. Sistemul acesta de credință, iertare, naștere din nou, este un sistem pe care Dumnezeu îl folosește să ne primească în rai. Raiul este al copiilor.
al adulților care au devenit copii ai lui Dumnezeu prin credința în El, într-un mod deplin și complet, doar Iisus te poate mântui. Aș vrea să te întreb astăzi dacă iei decizia să te întorci la El cu toată inima ta, să-ți pui încrederea ta într-un mod deplin doar în Iisus Hristos, în ceea ce a făcut El la cruce pentru tine și pentru fiecare dintre noi și să primești dragostea sa în viața ta. Dacă vrei astăzi să îți pui nădejdea în El și să spui vreau să iau o hotărâre pentru viața mea, nu vreau să mai trăiesc cum am trăit până astăzi, ci vreau să iau o decizie ca inima mea, viața mea să-i aparțină doar lui Dumnezeu. Vreau și eu să fiu mântuit, vreau și eu să am parte de împărăția lui Dumnezeu, de rai. Vreau să te invit acolo unde ești, să ridici o mână și să spui, eu vreau să mă întorc la Iisus și vreau să-mi pun toată nădejdea în El și viața mea să-i aparțină Lui. Dacă vrei să iei această decizie, te invit să ridici o mână pentru că vrem să ne rugăm pentru aceasta. Vrem să ne rugăm pentru acest lucru. Dacă mai este cineva care dorește acest lucru, aș vrea să-l invit să ridice o mână și să spună, vreau astăzi să mă întorc la El, să-mi pun toată nădejdea mea în El și doar în El. Nimeni nu este ca Iisus, El iubește pe fiecare dintre noi. El este acela care ne dă în dar raiul și împărăția sa pentru noi. Aș vrea să ne pregătim inimile să ne rugăm. Că putem cânta ceva acum la finalul acestei slujbe, ne-ar ajuta mult, pentru că vrem să ne închinăm împreună lui Dumnezeu și vreau să invit pe toți aceia care doresc astăzi să se întoarcă la Iisus, să spună nu sistemului lor personal prin care doresc să-și asigure un loc în rai, ci doresc să își pună toată încrederea în El. Aș vrea să-i rog frumos să vină aici în față și să ne rugăm împreună, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne primească pe fiecare dintre noi și să ne dea mântuire, salvare și iertare. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și în momentele următoare vrea să fie pentru fiecare dintre noi să ne exprimăm credința noastră în Iisus și deplina noastră, deplinul nostru devotament față de El în tot ce a făcut Iisus la Calvar pentru fiecare dintre noi. Și dacă ați ridicat mâna, sau poate nu ați ridicat mâna, dar vreți să faceți pasul acesta al credinței, să vă întoarceți la Iisus și să spuneți, Iisus, vreau să-mi ierți păcatele. Vreau să mă întorc și eu acasă, cum s-a întors fiul acela care a părăsit casa părintească, vreau și eu să fiu în prezența Tatălui, în prezența lui Dumnezeu. Dacă vrei să faci pasul acesta, te invit să fii aici în față și ne vom ruga împreună. Haideți să cântăm. Doamne, Tu ești stânca unde mă
să te rogi. Să te rogi pentru copiii tăi, pentru nepoții tăi, pentru cei care sunt în casa ta și au nevoie de mântuire. Roagă-te ca Iisus Hristos să li se descopere și să-i mântuiască. Haideți să ne rugăm împreună. Doamne, te rog să ne luminezi pe fiecare dintre noi. Te rugăm să torni în viața fiecare dintre noi harul Tău și binecuvântările Tale. Suntem aici și ne exprimăm rugăciunea noastră înaintea Ta și așteptăm ca Tu să Te descoperi inimilor noastre după nevoia fiecare dintre noi. Binecuvântă adunarea noastră, Doamne, pe fiecare persoană care este aici. Te rugăm ca prezența Ta să ne însoțească pe fiecare dintre noi și ne rugăm, Doamne, pentru cei dragi ai noștri care nu Te cunosc, ai milă de ei și întoarce-i la Tine. Dă-le harul să Te cunoască, să vină prin credință la Tine, Doamne, și să primească mântuirea. Îți mulțumim pentru că Tu ești cel interesat, Doamne, de binele nostru. Ești Dumnezeul care vine în întâmpinarea noastră și ne oferă binecuvântările Sale. Ești un Dumnezeu bun, un Dumnezeu credincios, este un Dumnezeu plin de dragoste pentru fiecare dintre noi. Și, Doamne, de aceea oamenii vin înaintea Ta și Te caută, pentru că nu este nimeni ca Tine. Îți mulțumim pentru că Tu ești Cel care ne vei binecuvânta familiile, copiii noștri și nepoții noștri. Îi face ca și ei să fie în raiul Tău, în împărăția Ta, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să putem să ducem această veste atât de frumoasă celor care nu Te cunosc și niciodată prin viața noastră sau prin cuvintele noastre să nu-i determinăm, Doamne, să nu-i facem pe cei care vor să vină la Tine, să nu-i îndepărtăm, ci pur și simplu să le creăm o cale de a ajunge la Tine în prezența Ta ca Tu să-i binecuvintezi. Fii înălțat, Iisus, pentru planul Tău de mântuire, pentru ceea ce ai făcut la Golgota pentru noi. Îți mulțumim din toată inima că ai luat păcatele noastre, ai luat, Doamne, toate păcatele noastre și ai murit pentru ele și prin credință în lucrarea Ta, Tu ne primești și ne transformi, Doamne, inimile și viețile. Lucrezi în viața noastră prin cuvântul Tău și ne noiești inimile. Îți mulțumim pentru tot ce faci în viața fiecăruia dintre noi. Chiar acum, Doamne, vrem să Te onorăm și să binecuvântăm numele Tău. Și îți mulțumim pentru toate. Amin. Amin. Ocupați locurile. Vreau să ne apropiem de încheiere și să ne închinăm Domnului și cu darurile de bunăvoie. Am amânat momentul acesta acum la finalul slujbei pentru că vrem să vă spunem, colecta aceasta va fi pentru tabăra copiilor. Este un mod în care biserica se implică și participă prin rugăciune, dar și donând pentru evenimentul acesta, acțiunea aceasta. I-am văzut pe învățători, echipa de învățători, luptându-se cu bugetul care a fost creat și o colectă
pentru activitatea aceasta ar fi binevenită. De asemenea, vă încurajăm să cumpărați prăjiturile pe care învățătorii le-au făcut special pentru tabăra copiilor, adică ceea ce se va strânge va merge tot în bugetul taberei care va fi în luna viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru generozitatea dumneavoastră și pentru faptul că alegeți să investiți în viețile copiilor noștri, a celor pe care Dumnezeu ne-a dat să avem grijă de ei. Cărările pustii pe care